Acum. Dacă se poate să întreb cu privire la violență spirituală, fiindcă este o noțiune relativ nouă, încă foarte puțin, puțin din noi înțelegem profunzimea, de fapt, acestui fenomen de violență, dacă se poate de încadrat aici și actele de violență care sunt produse de reprezentanții anumitor biserici, da, care, din păcate, sunt și astfel de confesiuni religioase care susțin că membrii familiei trebuie să, da, deci, într-un fel, casa nemăturată, deci femeie bătută, casa nemăturată, da, și membrii familiei trebuie ținuți din strâns pentru ca să fie ordine și respect în familie. Și totodată aici s-ar încadra și căsătoriile între persoanele de religii diferite, da? Fiindcă sunt câteodată, sunt și cazuri când femeile noastre, cu concetățenicele noastre, se căsătoresc în alte țări, cu alte tradiții patriarhale mult mai profunde și suferă multiple cazuri de violență despre care lor le este frică să constate. Dacă se încadrează aceste evenimente, aceste cazuri, anume în violența cea spirituală, pe lângă cea fizică? Vedeți, dumneavoastră abordați un aspect mai larg al problemei. Ce ține de căsătoriile, adică cetățenilor, cetățenicilor noastre cu cetățeni de altă religie, asta urmează a fi stabilit care este această violență, în ce constă. Violența spirituală constă în frustrarea, în subestimarea, în diminuarea unor valori. Nu știu dacă avem dreptul să reflectăm aici și cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră vis-a-vis de familiile dumneavoastră, ați zis... Deci căsătoriile cu cetățenii de altor religii, da, religiile cărora în principiu ar favoriza anumite acte care noi le numim de violență, cetățenii de violență, însă pentru tradițiile patriarhale acestor religii, ele sunt niște acte absolut normale și firești de educație și reeducație femeii. Uitați, pentru a sesiza actul de violență, e necesar pentru persoanele adulte ca adultul să-și dea acordul la aceasta. Actele de violență nu pot fi sesizate, pot fi sesizate de oricine. De oricine. Oricine este martor la o violență fizică, psihică, economică. Dar vis-a-vis de sesizarea violenței asupra unui adult, aici e necesar acordul acestuia. Deși noi poate dintr-o parte vedem sau observăm sau este vecinul nostru sau încă ceva, noi nu putem sesiza dacă persoana dată nu-și dă acord. Acordul nu este necesar atunci când violența se produce asupra unui minor, asupra unei persoane cu dizabilități sau violența a întrecut gradul ei și se transformă într-o este transformată deja în nu știu grad de complexitate vătămări corporale medii sau vătămări corporale grave. Atunci nu este necesar acord. Chestia asta ține deja de competența organelor procuraturii, organelor poliției, nu e necesar să fie sesizată. Atunci organele competente se autosesizează. La fel se autosesizează organele și în cazul minorilor. În rest, e necesar acord. Asta e răspunsul. Dacă îmi dați voie, o să continuu cu legea 45 și din legea 45 este evident articolul 12, iată, care deja vi l-am expus, vis-a-vis de acordul persoanei adulte și vis-a-vis de autosezizarea organelor competente de
prevenirea cazurilor violenței în familie. Ce ține, iată, am vrut să vă zic câteva cuvinte, ce ține de eliberarea ordinului de restricție de urgență. Acesta este eliberat de către organul de poliție, care imediat ce a fost sesizat de oricine, de un subiect, este obligat să emită acest ordin de restricție. Ordinul acesta se emite pe termen de 10 zile. El poate să cuprindă anumite restricții vis-a-vis de acțiunile agresorului, care nu i-ar permite apropierea de victimă, apropierea de domiciliu, folosirea unor bunuri comune, folosirea telefoanelor, nu știu, orice ce ține de membrii lui de familie sau nu e necesar să fie membru de familie în sens ca căsătoria să fie înregistrată. Violența în familie mai există și atunci când persoanele concubinează sau conlocuiesc împreună și în cazul în care agresorul își manifestă unele acțiuni care pot fi încadrate, nu știu, în codul contravențional sau în acțiunile acestuia se încadrează în codul penal, atunci aceste acțiuni al agresorului nu urmează a fi stabilite de către sesizate de către cineva. Ce ține de acest orden de restricție care este emis de către organul de poliție, ulterior agresorul are dreptul să-l conteste, contestă acest orden în instanță de judecată, în ordine contenciosului administrativ și contestația se examinează de către instanța de judecată. Ce ține de emiterea ordonanței de protecție a victimei violenței în familie, aceasta se emite de către instanța de judecată, la fel conține restricții vis-a-vis de interdicție, restricții vis-a-vis de acțiunile agresorului. La fel, această ordonanță de protecție poate fi contestată în instanța de judecată în ordinea contenciosului administrativ, în ordine de recurs, în instanța superioară, la curțile de apel.